Rușii au bombardat din nou Ucraina și s-a întâmplat foarte aproape de granița cu România. Vorbim la aproape 40 de kilometri. Sunt peste 130 de drone care au vizat mai multe regiuni. Ne referim la Cernăuți. Aceasta este localitatea foarte aproape de România. Alin Borcea, jurnalist Digi24, are informații. Te ascultăm. Bine v-am găsit. În această noapte, Ucraina a fost vizată de 136 de drone kamikaze rusești. Din fericire, regiunea Cernăuți a fost nevătămată, a fost o singură dronă care a zburat deasupra acestei regiuni de la granița cu România, iar aceasta a fost doborâtă, a transmis guvernatorul regiunii Cernăuți. Nu la fel de norocoase au fost alte regiuni ale Ucrainei, cum ar fi Herson, Ternopil sau Kiev. Aici au fost mai multe drone. Dintre cele 136, 51 au fost doborâte de către apărarea antiaeriană, alte 60 au fost alungate de pe traiectoria lor, de pe traseul de zbor cu ajutorul mijloacelor electronice și tot așa nu au făcut pagube. Despre impactul acestui atac cu drone, care a ținut până spre dimineață, până foarte aproape de prânz, de fapt, ucrainenii nu spun foarte multe, dar nu au apărut nici imagini care să spună că ar fi fost pagube importante în vreuna dintre regiunile Ucrainei. La câteva ore după ce acest atac, și repede, după ce și Kievul a fost vizat din nou de drone, Volodymyr Zelensky a prezentat pentru prima dată în public planul său de pace. L-a vorbit cu americanii, l-a vorbit cu partenerii europeni, iar acum a venit în Rada de la Kiev și a anunțat ce dorește Ucraina, ce vrea Ucraina, astfel încât acest război să se încheie într-un mod echitabil, într-un mod echitabil pentru Ucraina și pentru toată lumea, astfel încât legislația internațională să fie în continuare apărată și susținută. Iar, potrivit lui Volodymyr Zelensky, acest plan are 5 puncte publice și 3 anexe secrete, despre care evident nu a intrat în detalii, dar ne așteptăm să le fi prezentat aliaților săi între patru ochi. Principalul punct de la care începe acest plan de victorie pe care și-l dorește Volodymyr Zelensky este ca Ucraina să fie invitată în NATO, iar unii jurnaliști din Occident spun că această invitație ar putea să vină de la Joe Biden până când acesta își încheie mandatul pe 20 ianuarie anul viitor.